Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Mercedes E-Class W213, o mașinuță la care am mai făcut încă un proiect și mai voi face un proiect. Dacă bine observați, avem niște chei în mână. Asta înseamnă că voi face o cheie inteligentă. Această mașinuță nu beneficiază de sistemul de keyless lock, keyless entry. Ok? Așa. Cu acest sistem de chei, care sunt niște chei aftermarket, nu sunt chei originale, vom putea realiza această opțiune foarte simplu. Așa că dacă veți alege vreodată o cheie smart, puteți avea și beneficia de un serviciu Qatar. Odată instalat, scos chipul din cheia originală și instalat în oricare din aceste trei variante, avem Full Dark, avem Silver și avem varianta aceasta mai nouă și, repet, sunt chei aftermarket, nu sunt chei originale, da? Nu sunt chei de Mercedes, dar în schimb funcționează foarte ok. Odată instalat chipul din el în oricare, da? Plus încă o electronică micuță primită la mașină, veți beneficia. În momentul când te apropii de mașină, ea îți va deschide mașina. În momentul când te vei depărta de mașină, ea îți va închide mașina. În unele cazuri mai ai posibilitatea de a avea și funcția de ridicare de geamul. Nu la toate mașinile funcționează, dar la multe, așa zis, se poate, așa zis, calibra și se poate face să fie funcționabile. Mai ai posibilitatea de a introduce numărul de telefon digital în această cheie, deoarece are un ecran digital frumos, pe baza căruia, odată dacă ți-ai pierdut cheia și îți vede cineva, intră în meniu și vede numărul de telefon, poți fi sunat și poți să poate să îți înapoieze cheia. Mai e varianta de deschidere por bagaj. Asta înseamnă că intri într-un supermarket sau mergi vii din casă cu bagaje, cu orice altceva, da? Și îți dai o bifă de Smart Trunk On. Ei, odată te apropii de mașină, instant îți deschide și partea de por bagaj. Dacă ai un Apple, poți să îți localizezi mașina exact unde este. Dacă n-ai portbagaj electric, putem să facem lucrul ceea ce am realizat pe această mașinuță, nu pe aceasta, pe acest tip de mașină. Am mai pus și o cameră de vedere, dar o să vedeți în videoclip, poate vă pun o mică secvență și cu această variantă. Mai putem pune lumini ambientale, grile, tweetere, încălzire în scaune, pornire din ceas inteligent de telefon și evacuare electronică. Da, hai să-i dăm bătaie, hai să demolăm cheile și hai să vedem cum funcționează ele ca atare. Ok, cheia smart este și ea gata, așa, și să vreau să vă fac toată prezentarea de la A la Z, ok? După câte v-am zis, iată, este superbă, este din touch, merge tot, așa. De aici setăm toate variantele, dar acum o să vă arăt tot de la A la Z. Plus, bineînțeles, camera de vedere, care v-am zis că este și ea gata instalată. Astăzi o vă arăt într-un alt clip, poate vă las câteva secvențe, dar să știți că și asta este o chestie super de minunată, da? Deci tot avem chestii fenomenal de frumoase. Bun, acum hai să oprim mașinuța, ok? Și hai să facem în felul următor. O luăm, o închidem și ceea ce vreau să vedeți, eu țin cheia în mână, nu apăs absolut nimic. Uitați-vă la oglindă în momentul când se va închide, ok? Deci mă îndepărtez de autoturism, mă îndepărtez. Pot să-i fac sensibilitatea să se închidă și de mai aproape, dar iată acum deja se închide dacă se vede după retrovizoare. Bun, în momentul de față el este închis, ok? Iată, mă apropiu, după câte v-am zis, uitați-vă la retrovizoare, mă apropiu, ok? Iată că se și deschide în momentul actual, deci este deschisă, ok? Deci dacă iar mă voi îndepărta, da? O să-i pun sensibilitatea inclusiv și mult mai aproape, dacă e cazul. Da? Iată că s-a închis. Deci dacă vedeți, oglinda retrovizoare s-a închis. Da? Și în momentul de față, mă apropiu, se va deschide. Iată că s-a și deschis. Am lăsat geamul deschis deoarece sunt variante, mai ales la BMW-uri, am văzut superb că lucrează geamul închis, geamul deschis în cazul în care îl lași, dar nu la toate variantele funcționează, asta v-am zis-o din start. Bun, altă funcție ce mai are această operațiune de cheie, superbă, da? Deci iată, mă îndepărtez, momentan încă este deschisă, da, gata, se închide, ok, s-a închis, iar odată închis, mă duc și am să fac operațiunea cu tare. Îl pornesc, mă duc la Smart Trunk, da, îi dau Turn On. Și în momentul de față, când eu mă voi apropia, în momentul acesta, iată, mă duc, vin cu bagaje, vin din supermarket, vin din casă, vin din orice, de altundeva, da? Iată, să vedem, îmi va deschide mașina, așa, iată, a deschis-o
și iată îmi deschide inclusiv și partea de haion. Deci încă și aceasta inteligentă este superbă. Ia să facem aceeași chestie și din partea cealaltă, da? Uite, ne uităm la retrovizoare. Să vedem că din partea cealaltă OBD-ul e puțin, iată, mai îndepărtat, dar mi-a și închis, că se vede foarte clar că este închisă partea aceea. Ok, mă duc la umbră puțin. Ok, mă îndepărtez, mă duc la umbră să vă arăt și aici. Intru. Așa. Și dau aici la smart trunk, iar îi dau on, dacă se vede. Ok. Eu iau, pun cheia în buzunar dacă vreau, uitați, pun cheia în buzunar, nu mai am nimica, vin cu bagajele în mână, nu apăs pe absolut nimica, ok? Ia să vedem mașina, iată că s-a deschis și iată portbagajul, s'il vous plaît, nu se deschide pentru că nu l-am dat turn on, deci n-am fost atent și am să-l dau acum turn on, deci mai fac o probă, nici nu fac tăiere de video, așa, mă îndepărtez. Mă îndepărtez, se închide mașina, iată că se închide, iată că s-a închis, uitați-vă la oglindare de retrovizoare. Ok, mă îndepărtez și acum să fiu foarte sigur pe ceea ce fac, că adineori n-am fost atent, îi dau smart trunk on și acum îi dau on, că adineori nu era on, era off. Ia să vedem să se și vadă, da? Deci acum este on, iar iau cheia, o bag. Și atunci hai să facem tot, așa să se vadă frumos mâna. Venim la mașină, iată că s-a și deschis și iată portbagajul se deschide fără absolut deloc nici un da și poate, da? Și mai avem o singură funcție care vreau să vă prezint tot cu această operațiune. După câte v-am zis, pe varianta de Apple, de iPhone, se poate găsi mașina. Iată, scrie acolo că este pe William Shakespeare și este prezentă mașinuța exact aici la noi. Ea închisă tot. Chiar zicea titularul că folosea aplicația de la My Mercedes și nu îi funcționa în totalitate, că am înțeles că este și un abonament de vreo 60 de euro, dolari sau orice altceva pe an, nu? Și cu acea funcție, dacă nu ai activ, atunci nu poți să-ți găsești mașina. Ei, cu această variantă de cheie care am amplasat-o, iată că funcția este activă fără nicio problemă. Ok? Deci avem funcția de localizare, avem funcția de deschidere portbagaj în cazul în care venim cu mâinile pline, închis, deschis, da? Văd că jumătate i-a și tras geamul sus de stânga, poate după ce se calibrează frumos mașina, va funcționa și ea în totalitate, așa că avem toate opțiunile gata realizate. Deci în cazul în care doriți asemenea proiecte, vă stăm la dispoziție, iar acum vă lăsăm un mic clip unde să știți că foarte multe proiecte de ale noastre, cum le puteți găsi, cum le puteți contacta, iar aici în dreapta sus unde eu tot dau cu degetul, o să aveți o informare și o să vedeți alte proiecte cu această mașinuță. Ok, rămâneți aproape că acum vine finalul videoclipului unde vă zic toate detaliile, cum puteți comanda și cum le puteți găsi. Am decis să facem un final, să zic așa, în varianta de general, pentru toate tipurile de videoclipuri. Acesta va fi finalul. Deoarece vreau să vă ajut într-un mod foarte simplu, foarte elegant, cum puteți să cotrobăiți în tot ceea ce este modul nostru de căutare și cum puteți să ajungeți cel mai ușor la modul dorit de a finaliza o căutare sau să finalizați un proiect care doriți să îl vizionați. Deci, pasul întâi, da? Vă spun din start, vă rog frumos, mă puteți suna de luni până sâmbătă, exclus duminică, orele 9:19, ok? Nu mai repede, nu mai târziu și de 10.000 miliarde de ori vă zic, nu mă deranjați duminică, pentru că foarte mult să scrieți duminică, mă provocați să vorbesc, dar nu pot să vorbesc și nu vreau să vorbesc duminică. Deci duminică, vă rog frumos, nimeni să nu mă deranjeze, fiecare să se relaxeze. După care, hai să începem așa, avem așa. Facebook, YouTube, Insta, TikTok, WhatsApp, toate le găsiți pe partea și pe canalul nostru de web, da? Pe www.soundidentity.ro. Întotdeauna clipurile noastre apar mult mai repede pe canalul de TikTok și am să încerc să-l deschid aici, să văd dacă reușesc și sunt logat pe acest dispozitiv, da? În varianta de TikTok, dacă cauți acest text, Sandu Hi-Fi, simplu, nimic altceva, Sandu Hi-Fi, Sandu Hi-Fi, ei, aici poți să intri, dacă îmi dai mesaje, nu prea știu unde să caut mesajele, dar mai bine nu îmi scrieți mesaje, ci scrieți-mi, da, iată aici am făcut niște diversificări, adică
Volkswagen, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Dacă îi dai pe Porsche, vezi numai Porsche-uri de pe TikTok. Dacă îi dai Tesla, vezi Tesla. Dacă îi dai Mercedes, Mercedes, BMW, BMW, Audi. Așa, și cam atât am în partea de sus. Bun. După care, aici în varianta TikTok, da, iată că o să vezi foarte multe prezentări. Odată că vezi varianta de camere de vedere, ce v-am zis, lumini ambientale, da, proiect tot așa cu lumini cu trimuri ambientale, varianta de androidizare pe sistemul original, la cel mai nou tip de Mercedes Plus, niște tweetere 4D demențial de frumoase, iată navigație pe Alfa Romeo, vedeți navigație pe Grand Cherokee, pe Kia, Stonic, nici n-am auzit de el, 2023 și pe i30 am făcut androidizare, adică dacă ai sistemul original de Apple CarPlay, poți să-ți implementezi un modul care să-ți facă full Android sistemul, exact asta am făcut și la 223, da? Plus cheile acestea inteligente care le vedeți că le-am prezentat. Să, iată cel mai mare sistem de navigație pentru un E90, da? Varianta de prezentare și aici vedeți foarte multe variante, iată la GLC, varianta de aceasta de chei, de camere, de lumini ambientale, ok? Vedeți foarte multe sisteme de navigație, Hyundai, Renault, Porsche-uri, tot ce doriți puteți să găsiți aici prin TikTok-urile mele, lumini ambientale, iată, așa, sisteme de navigații diverse, tot, 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 da? Deci pe TikTok, dacă mă cauți Sandu Hifi, aici poți să vezi foarte, 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 foarte multe proiecte superbe, da? Bun, după care revenim și tot aici în shop-ul nostru online, după cât v-am zis, avem Facebook. Unde pe Facebook, vă zic și Facebook-ul, dar nu-mi scrieți mesaje pentru că nu avem timp de mesaje. Facebook, Sandu Vancea, soundidentity.ro, Toru Radia, dealer autorizat, partea cu evacuările electronice, da? Cât și partea de încălzire în scaune Oradea. Totodată mă găsești pe Insta, nu-mi scrie mesaje, că nu am timp de răspunsuri, maxim pe WhatsApp aici, da? Pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, cât și partea de evacuări, Tor Oradea, dealer autorizat. Pe partea de WhatsApp mă poți găsi 0722378512, iată acesta este numărul care îl vedeți și jos, sus, la final, la început de clip și în partea de descriere a videoclipului. După care pe canalul de YouTube, dar nu înainte să vă arăt, în cazul în care nu ați evitat și n-ați văzut, cum puteți să căutați la mine în canalul, în partea de site, unde deja am pornit partea de vânzări online, orice vrei să cauți. Vrei să cauți o navigație, îi dai la configurator, căutăm o altă autonavigație, da? După aia dăm marcă, de exemplu, hai să-i dăm un Mercedes, ok? Așa, că acolo avem foarte multe. Uite, din 4300 de navigații, când mă întrebați, domnule, cât costă una? Nu știu, pentru că uite, dacă îi dau că marcă înapoi, deci din 5000 și ceva de produse, am 4313 navigații. Deci uitați-vă atent, vă rog frumos, că e foarte, foarte simplu site-ul meu. Intri, îi dai Mercedes, Audi, BMW, ce vrei tu. Și după aia te întreabă model după an și te ajută și modelul și anul și tot, 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 tot. Da? Căutăm un, hai să zicem, un GL, GLS, orice altceva. Și aici aveți 3 produse, da? Hai să căutăm undeva, uite, aici la mele, 18 produse. Îți arată câte produse ai. Deci dacă am 18, unde am? Cam 3, dar dă-i în jos, pentru că vă zic exact clar, pentru că mulți nu sunteți atenți un pic și poate nu cunoașteți rularea site-ului și atunci nu le vedeți în mod de rulare. Ok? Asta este o variantă de căutare. Vrei să cauți altceva? Camere. Acum implementăm camerele, oricum, după ce vedeți clipul ăsta, poate peste. Sau vrei să introduci o cameră într-un sistem original, vrei să ai Bluetooth, Bluetooth audio, camere monitorizare trafic, da? Hai să mergem tot așa, marcă, hai să luăm aleatoriu, uite, Skoda, am de 18 produse, care? Hai să vedem care are mai multe, Octavia, MK2 sau oricare altul, da? Îți arată aici manoperă card USD și îți arată variante, avem de la 699 de lei până la 4K la 1250 de lei. Dar citește, ai cameră față-spate sau ai cameră doar față? Scrie aici, filmare față-trafic plus parcare, adică și în trafic și în parcare, față-spate trafic plus parcare. Dacă te uiți aici, filmare față-trafic doar față-trafic plus parcare, față-trafic fără parcare, adică în modul static nu-ți va filma. Aici, față-spate, trafic fără parcare. Următorul este față spate plus parcare. Deci citiți textele, vă rog, pentru că așa vă veți dea seama exact ceea ce trebuie să găsiți. Vă mai dau încă
Iată, așa, am ceasuri digitale, mai nu am detectoare, modul Apple CarPlay, dacă vrei pentru o mașină, da, cauți aici, marca, uite, Audi, că sunt multe, și hai să vedem un modul care este, deci tot este transparent, numai să fiți, vă rog frumos, atent, pentru că prin transparența aceasta puteți să vedeți tot. Avem variantă de Apple CarPlay care îți face Apple-ul fără, varianta full Wi-Fi fără cablu, Android-ul, auto ți-l face full fără cablu, avem Android Box-ul care îți face, androidizează tot sistemul și după aia sistemele de Apple CarPlay care le vedeți direct aici, ok? Bun, după care hai să mai vedem încă o soluție. Da? Vrei să îți introduci într-un sistem original o cameră de parcare. Îți cauți așa, modul cameră parcare față-spate în sistemul original. Da? Deci în sistemul original, când nu vrei să schimbi navigația, marca, uite, Audi, pentru că acum lucrează fata noastră la ea, da, model, uite, hai să vedem care are, de exemplu A3 OPEU, da, ok, și aici poți să vezi, iată, modulul care îți face această permitere de intrare în sistemul original, ok, sau ia să vedem un Audi Q5, de exemplu, ia să vedem, uite, Q5 8R, 2017, da? 2008-2017. Avem o variantă care știe doar cameră spate, care este 1200 de lei, sau știe cameră față-spate, doar cu 300 de lei mai scump modulul. Și atunci, în varianta aceasta, când ai aceste opțiuni, doar cu 300 de lei diferență, este mult mai rentabil să-ți iei față-spate și atunci știe două variante. Când scoți din mașalier, știe să-ți activeze și partea de față, dar asta nu în toate cazurile, deci de-aia trebuie un pic să comunicăm ca să vedem despre ce e vorba. Iată, am și pentru Q7 nou, 4M nou, da, tot așa modulele care sunt, ok? Plus camerele aferente, vin recent, o să punem și prețuri de manoperă, o să punem tot. Acum suntem în construirea site-ului. Vreau evacuare electronică, iată, mă duc și aici. O să-i dau, de exemplu, toro evacuare, selectez marca sisteme Torex House, selectez model Torex House și atunci vei vedea aici tot ce înseamnă accesorii, fără să tai niciun cablu la Audi, plug and play, frumos, freză dacă vrei, da? Varianta de montaj, fără sudură, cu sudură, modul cât e un difuzor, citește, tor generator de sunet, difuzor, este atâta, după care tor, modul, da? Modulul central care vi l-am prezentat este atâta, un sistem cu un kit, atâta, un sistem cu două kituri, atâta, deci tot este să vezi ceea ce s-a efectuat aici ca să poți să ai control asupra oricărei căutare. Tot este mură în gură, numai un pic trebuie văzut. Sistem de ridicare, portbagaj, hai să vă mai arăt un pic, da, marcă, uite, Cadillac, că-s trei bucăți, da, și model, ce model? XT4, ok? Și aici poți să vezi, iată, manoperă plus partea de sistem, ok? Bun. Acum, după astea spuse, că vreau să vă arăt de la Z cum să cotrobăiți în site, după care bine ați văzut că puteți și să comandați online, fără probleme, mai facem aici o secțiune de galerie video. La galeria video, vă dau un exemplu, am peste 1000 de videoclipuri în canalul de YouTube și vreau să vă ajut cum să găsiți, dacă vreți, doar o marcă de Audi. Uite, îi dau la Audi, da? Și din 1000 de clipuri, cum găsesc eu, de exemplu, tot ce ai făcut la A4 B8? Uite, așa. Îi dai A4 B8 și din tot YouTube-ul meu de 1000 și ceva de videoclipuri, îți va arăta al meu site clipurile care le am cu A4 B8 aliniate. Doar totul este să fii atent și să citești, dai click pe el și te duce direct în canalul de YouTube și poți să le și vezi. Și apropo, dacă toți suntem aici, deci la clipuri video, acum o să le facem și o să le organizăm. Iată ce A6, uite, C6, ok? O să arate clipurile A6, C6, doar 4 clipuri. Momentan am mult mai multe, dar încă sunt probă să văd dacă funcționează această opțiune. Deci am performantizat și această variantă ca să fie cât mai superbă, da? Și să vă mai arăt încă o situație foarte tare. Configurator, autonavigații. Marca, hai să zicem BMW, ok? Uite cât de simplu e site-ul, eu nu vă arăt nicio reclamă, nu vă arăt alte produse, nu vă arăt nimic, uite, seria 3 E46, de exemplu, da? Intrăm aleatoriu pe un prim produs, oricare, el, da? Am intrat pe el, ceea ce este superb, că dacă vrei să mai prinzi idei, da? Totdeauna citește ce este cu roșu, pentru verificarea compatibilității, vă rog să ne sunați, așa?
După aia zice, atenție, mașina cu radio CD de fabrică, fără ecran mare, vor avea. Deci toate atenționările veneam dat, plus că ceea ce mai este încă superb, videoclipuri demonstrative pentru gama BMW, îi dai click aici. Ai dat click aici, te duce direct în canalul meu de YouTube, în playlistul BMW, care am să ți-l arăt imediat ce înseamnă playlistul BMW, unde o să vezi foarte multe clipuri. Și aici, uite, numai BMW-uri vezi, doar BMW. Și aici poți să-ți vezi idei de BMW. Da, hai să vedem cum ajungi aici, în cazul în care chiar vrei să ajungi la în YouTube, da? Îi dăm frumos o căutare, uite aici în YouTube și scriem, da, îi dau text, îi scriem Sound Identity, acest text, da? Iată. Bun. Când ai click pe această operațiune, o să dai de acest logo. Când ai dat de acest logo, scrie Sound Hi-Fi Shop Sound Identity. Da, doar dai Sound Identity și te duce aici. Sau Sound Hi-Fi dai și te duce aici. Mulțumesc tuturor care sunteți subscriber, momentan sunteți atâția. Acest videoclip, finalul de videoclip, am să-l folosesc pentru mult mai multe videoclipuri, așa, pentru că vreau să vă dau cât mai multe informații. Dai click pe el, da? Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături și pe TikTok și pe YouTube, peste tot. Aici, odată că vezi informațiile, site-ul, comenzi, instalări, tot, plus v-am zis număr de telefon sus, jos, la final, la început și în descriere. După care, dacă răsfoiești, vezi aici ai Home, Videos, Short Life, Playlist sau acasă, videoclipuri, Shows Life, Playlist-uri, da? Dacă îi dai pe videoclipuri, totdeauna o să vezi ultimele mele clipuri expuse, da? Deci, de exemplu, aici lumini ambientale, aici reparat un Bentley Continental, aici montat pe Porsche Cayenne ceva, navigație superbă și vezi aici mașini de mașini, că și eu mă minunesc, câte mașini Maserati, Hyundai-ul noi, câte variante și generații de mașini, cu începând de la lumini ambientale, de la pornire din ceas inteligent de telefon, de la implementare, CarPlay-uri, camere de vedere, evacuare electronică, inclusiv și pe AMG-uri, pe Tesla, pe tot ce vrei, da? Camere trafic, iată X6 2023, o să vedeți foarte multe mașini 2023 la mine, iată Porsche Panamera 2023, 4e hibridul, tot ce vrei găsești aici, dar dacă vrei să găsești exact o marcă de mașină, îi dai aici la playlist-uri, da? Apeși neapărat Created Playlist, ceea ce pe calculator îl găsești tot sub Home sau sub pagina de pornire, îi dai Created Playlist. Nu te uiți la astea, ci începe, nu te uiți până nu o să le vezi. O să înceapă așa și citești. 01 top proiecte, 02 Sandu, 03 tor evacuare, 04 alarmă, 05 încălzire, 06 sisteme. Ce înseamnă acest lucru? Dacă am pus o evacuare electronică pe o Tesla, pe un Touareg, pe un Maybach, pe un BMW, pe un orice, toate clipurile sortate ca și toruri le găsești doar aici în 03. Da? Bun, dacă de exemplu vrei să cauți sisteme audio pe mai multe mașini implementate, mergi la următorul, la 06. E, aici găsești multe mașini la care am făcut sisteme audio, Mercedes-uri, BMW-uri, Porsche-uri, tot, incinte, bași, tot ce vrei găsești aici la diverse mașini. Dacă vrei să vezi, de exemplu, încălzire în scaune, alarmă cu pornire mașină, da? Alarme ce pornesc din telefon, din ceas inteligent, din tot. Încălzire în scaune, față, spate, senzori de parcare, la ce nivel putem să facem, monitoare în tetiere, Apple CarPlay-ul să-ți faci Waze-ul, YouTube, Google-ul direct pe sistemul original, da? Mașini americane, reparații electrodiverse, kituri tuning exterior. Deci toate acestea le poți vedea frumos sortate, da? Iată, cameră, față, spate, DVR, ok? Deci poți să vezi și aici, vezi, 82 de videoclipuri, 8 videouri, 83 videoclipuri. Găsești aici câte sunt, da? Aoleu, la CarPlay-uri câte? 101, da. De la 14, la 14 avem ambientale, de exemplu, dacă vrei să vezi numai ambientale puse pe diverse mașini, aici vezi tot felul de nebuneli de ale mele cu lumini ambientale. Bun. După care, de la 15 încolo, începe alfabetul auto. Hai să vedem. Asta înseamnă că Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. A, B, C, iată, D, Dacia, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Unde vrei tu, Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Mini, Nissan, tot ce vrei le găsești aici, ok? Deci în ordine alfabetică le găsești frumos aici toate, da? Deci tot găsești aici foarte elegant expuse. Sper că am reușit să fiu cât mai concret. Totul rămâne în cazul în care doriți orice echipament să accesați site-ul nostru www.soundidentity.ro, da? Totodată, de aici puteți comanda, puteți să vă programați la instalări, vă putem oferi servicii în toată România, peste tot avem instalatori, da? Vă pot ajuta în foarte multe și atunci nu uitați
site-ul unde puteți să vedeți. Vedeți cu câteva minute anterior, v-am arătat cum se configurează, cum se găsește. Aici mă găsesc pe canalul de YouTube cu playlist-uri create, cum v-am arătat, și îți găsești ce vrei tu, ok? Nu uita, peste tot, Sound Hi-Fi, Sound Identity, bye bye!